Da, am ajuns. Hai, ieși. S-a terminat sejurul nostru aici în România. O săptămână foarte frumoasă. Ne întoarcem în Germania, ce se face. Copilul trebuie să se întoarcă la școală. Eu trebuie să mă întorc la lucru. Dar sperăm să revenim în România cât de curând. Nu spun când, pentru că nu se știe exact, dar ne-ar plăcea tuturor să fim din nou toți trei împreună, adică eu, Ema și cu Mihai, să ne facem de cap ca nebuni. Așa cum ne-am făcut în săptămâna asta, a fost beton, a fost belea. Acum am venit să o iau pe mama, care să-mi facă capul calendar, atât mie cât și lui șeful. Mama poate să fie uneori și distractivă, dar de cele mai multe ori nu. Eu am plecat la 17 ani de acasă din cauza ei. Că trebuie să ne, șeful trebuie să ne înarmăm cu răbdare. De ce scandal are să fie în casă. Ai de capul de zilele noastre. Deci să văd acum ce face cu geanta, trebuie să mă duc să o ajut. Hai că a ieșit. Iată. Iată. Acum intrăm pe autostradă. De reținut pentru cei ca mine, care nu și-au dat seama până acum. Ai nevoie de rovinetă și, mă rog, de vinietă și în România. La dus nu mi-am cumpărat pentru că nu m-am informat. Și dacă mă prindea poliția, am luat amendă mare, ci că n-am aflat, n-am citit până la capăt să văd cât de mare ar fi amenda, dar de data asta mi-am cumpărat vinietă cu 15 lei pentru 7 zile. E și calul, și cățelul. Ai, mă, du-te, ce faci? Aici ceva ce n-am mai văzut de mult. Au mici, la Dedulești. La Dedulești, da. Uite. Toată lumea e frică, dar ăștia la mici. Așadar, dragi ascultători și telespectatori, am intrat din nou pe autostradă, am ajuns la Sibiu. Am hotărât să ne oprim la Timișoara, la un hotel, pentru că n-am chef să conduc 20 de ore non-stop. Mai avem 3 ore până la Timișoara. Cât am făcut până aici? La una și așa, de acum. 6 ore și 6 ore și ceva. 6 ore jumate, cam așa. A mers. În schimb, da. De mâine începe greu. Nu mai ai autostrăzi. Ceea ce e mișto pe de o parte, dar pe de altă parte este foarte obositor. Că doar să stai așa cu covrigul în mână și te uiți în față ca bou. Cât mai avem? 1000 de kilometri, nici nu știu. Cam vreo 11 ore. It's not gonna be easy, dar nu mă plâng acum, că am trecut de ori prin chestii mai nasoale. Important e că am ajuns în Timișoara și aici o să mâncăm, o să dormim și mâine dimineață o luăm din loc. Ok? Viața Timișoara. Deci, am ajuns și în Doamă, la Nădlac. Urmează să trecem în Ungaria. Este ora 10, ora României, care e o oră deosebită, să știi. Eu și soția mea mi-a făcut procura asta. Da. Că n-avem voie să ieșim cu copilul așa oricum din țară. Mulțumesc! S-a rezolvat. Gata. Asta 10 minute. 10 minute am stat ca să intrăm în Ungaria. Acum trebuie să văd cum fac cu vinieta de
Ungaria, pentru că mi-a expirat ieri. Am trebuit să mai dau niște bani, nu mai știu cât era. Dar o să vă zic după ce voi fi cumpărat-o de la benzinărie. Welcome to Hungary, Mogyorosság. Uite-i, Doamne, cum se duc. Păi nene, vreau o benzinărie să-mi cumpăr vinieta. Ce să facem? Trebuie să cumpărăm vinieta. Dacă ne prind ungurii fără vinieta, ne dau amendă mare. Ce vinietă? Uite de asta, de pus în geam așa. Taxă pe care trebuie să o plătești pentru autostrăzi. L-a dus coada asta la care stăm acum de câteva secunde, era lungă de câțiva kilometri, asta întâmplându-se în weekend, sâmbătă spre duminică, deci se pare că acum o să scăpăm ieftin. Alo. Alo, direct nach Deutschland? Genau. Ok, danke. Dankeschön. Asta a fost. Doamna Viziru. Armat. Mai rezistați? Da, bineînțeles. Se știe. Doamna Viziru e pe felie. Pitic, tu ești bine acolo în spate? Nu? Ce? De McDonald's. Într-o ai oră și jumătate. Că tocmai am trecut de un McDonald's. E? Cum e? Da. Nu e adevărat, mă, te minte. Ți-am zis că în Austria ne-a oprit la McDonald's. La Austria, mă. Noi e puțin când intrăm în Austria, Mihai. Și uite, de aici începe Polizei Germania. Polițai controle direct din Germania. Ce aveți, mă, nebunilor? Nici n-am intrat bine și gata. Uite, Bundes Republic Deutschland. Partea mișto este că acum nu mai avem limită de viteză. Până acum, fără pauze, am mers 8 ore și 10 minute și încă mai duce pe ea. No problem. What you know about rolling down in the deep when the pain goes numb? You can call a meta freeze at a little light. I feel like an astronaut in the ocean.